Agenția Națională pentru Locuințe nu a uitat de cele aproape 140 de apartamente care așteaptă de ani buni să fie finalizate în cartierul Sagricom din Târgoviște. Ultima întrevedere avută între reprezentanții primăriei municipiului Târgoviște și conducerea Agenției Naționale pentru Locuințe vine cu noutăți în acest sens. Șantierul se va redeschide numai târziu de acest an. Am primit asigurări că cele 146 de unități locative din cartierul Tineretului Sagricom, care sunt nefinalizate în acest moment, urmează să fie finalizate. Am primit asigurări că în acest an va începe restul de execuții și că vom reuși să finalizăm 4-5 blocuri chiar în acest an. Până la demararea lucrărilor, Primăria Municipiului Târgoviște are în vedere rezolvarea problemei cu utilitățile în zona Sagricom. Noi o să demarăm un plan de sistematizare a zonei, de aducerea utilităților la unitățile respective, astfel încât condițiile în cartierul Sagricom să fie condiții normale și decente. Am fost acum 2 săptămâni în cartier și n-am fost mulțumit de ceea ce am găsit acolo. Noutatea pentru anul viitor este aceea că tot în cartierul Sagricom va începe construcția altor 5 noi blocuri. Până atunci se va face și o inventariere a locuințelor existente pentru identificarea celor care nu sunt locuite. În prezent, peste 3.000 de târgovișteni au depus dosare pentru locuințe ANL la Primăria Municipiului Târgoviște.